Casa Vieții Ana Maria prinde viață. Părintele misionar Dan Damaschin supraveghează lucrările de construcție și amenajare a casei care, în final, va fi destul de încăpătoare pentru cei 8 copii ai femeii care, de curând, a fost operată la plămâni. Mama, știți, a fost operată în urmă cu ceva timp de o tumoră la plămâni și nu e ușor. Lucră cu acea tumoră și se uită frumos pe la urmă. Copiii au nevoie și de casă și de mamă. La parter găsim o sufragerie mare, cam de 30 de metri pătrați, bucătăria, un dormitor spațios și o baie. O baie atipică, o să zâmbiți cum vedeți baia noastră, așa. Este baia în care avem două dușuri, două vase de toaletă și o mașină de spate acolo în colț, pentru că sunt mulți copii și ca să stea toți la rând e cam complicat. Și aceasta este baia. Până la Paște, parterul casei va fi bun de locuit. Apoi, toată vara, voluntarii părintelui Dan Damaschin vor lucra la amenajarea a două dormitoare și a unui grup sanitar la etaj. Copiii, de la cel mai mic până la cel mai mare, ajută la lucrări. Nimeni nu stă degeaba. El este Sebastian. Zic, tu câți ani ai, Sebastian? Câți ani ai? 6 ani. Și tu ești la școală sau la atelier? Unde ești tu? La Veneție, el e grupa mare, vedeți că am nimeni la școală, vedeți? Ia uitați. O casă frumoasă pentru copii sărmani. Ca bolnăvioară, gata de cancer. Și cam asta e căsuța pentru 8 copii ai Anei Maria. Mai este mult de muncă. În afară de familia cu 8 copii din comuna Scânteia, părintele Dan Damaschin vrea să le ofere pachete de Paști celor 10.233 de copii pe care îi are în prezent în grijă. Campania Grăuntele de Lumină este întoi. Până acum s-au strâns donații pentru doar 1.000 de copii. Mai sunt și alte datorii de plătit. Pentru computerul tomograf, aparatul RMN și cele 4 ecografe de la Clinica Veronica mai trebuie plătiți 800.000 de lei. Celelalte echipamente costă și ele foarte mulți bani, peste 400.000 de lei. Deci avem datorii mari, dar avem și multă dragoste și binecuvântare. Haideți să dăm lumină, să facem copiii fericiți și împreună să facem oameni mari. Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Fapte Bune în această după-amiază țiitoarea de Ciprian Moraru, Laura Hulubei, alături de părintele misionar Dan Damaschin, la fel ca de fiecare dată. Bun venit, părinte, și sperăm să avem o emisiune frumoasă și astăzi. Bine, ne revedem cu toată dragostea și cu spor la fapte bune. La fapte bune trebuie să avem spor, mai ales că e o perioadă extrem de aglomerată în ceea ce privește activitatea pe care o aveți. Bine, dacă se poate spune extrem de aglomerată, pentru că eu am senzația că toate cele 300 și de zile pe an sunt mereu aglomerate în fiecare an, indiferent de perioadă. Acum depinde cu ce, dar dacă ar fi să fie o zi, vorba lui Creangă sau să-l parafrazăm, și aia și-ar găsi aglomerația ei, mai ales că acum ți intră în fire, ți intră în sânge, să identifici problemele oamenilor și în aceeași timp să le și rezolvi, dând să lăuții cât mai aproape de nevoia și durerea lor. Sunteți în plină campanie de Paște, pentru că, iată, suntem deja în a patra săptămână a postului Paștelui și mai aveți de îmbrăcat, așa cum spuneam și în știrea de dinainte, 9.233 de copii. Cred că am coborât pe la vreo 8.700 ca să mă laud în ultimele zile. Se vede că ne apropiem de Paște, oamenii sunt din ce în ce mai atenți la modul lor de viață și încearcă ca să unească binecunoscutul și mult prea discutatul pozitiv în perioada aceasta, să unească și cu fapte bune și astfel zi de zi vedem cum mai scad din lista, dar lista rămâne, să nu vă speriați, fiecare dintre voi puteți să vă luați un copil, avem pentru toată lumea, încă deschisă și cu o deschidere foarte, foarte, foarte mare, din 10.200 și vreo 33 de copii, să spunem vreo 400 deja erau luați încă de pe Crăciun, că au intrat în lunga lista burselor gândite de iubire, au deja un donator și au început să se ia încet cu încet. Sperăm ca zi de zi, cu eforturile noastre de pe teren, cu eforturile din depozite, până la Paște, nu doar să fie lista secătuită de copii tot să fie dat, dar și
fiecare casă cu copii din listă să fie plină cu cele trebuincioase. În clipa de față, de dacă mă gândesc bine, o mașină vine cu cicourile de la București care au fost gata, făcute și ștanțate și le așteptăm repede, repede, repede să ajungă la noi. Papucei deja sunt în mare măsură acolo. Gecile la o fripcuță din Iași își fac și ele simțită prezența din ce în ce mai greu în rafturile din depozitul faptelor bune. Cred că pe luni ne putem apucat de distribuit hainele. Avem două etape anul acesta, pentru că în via Domnului va fi ceva mai văratic anul ăsta. Știm toți, pe 5 mai avem Paștele. Credem că este mai util să dăm hăinuțele acum în luna aprilie. Copiii să le poate purta și pe la școală puțin, cât mai este rece, gicuța să fie folosită. Iar în ajun de Paște ne-am dorit ca pentru alimentele tradiționale. Avem aici pastrama, cârnațiu, cașcavalul, cozonacul și alte bunătățuri. Ele să fie aduse chiar în ajun de Paște. Vineri și sâmbătă să facem așa o mobilizare mare, mare, mare cu câteva sute de mașini la depozitul faptelor bune. Fiecare își ia sacoșa și pleacă la copil, nu acasă. Știu că să fie mare, mare ispita în ajun de Paște, dar unde acolo, nu mă credeți că avem poze bune, mi-a trimis doamna Ana Maria de la Vicu, mi-a trimis o poză aici, doamne ce acolo, e o nebunie. Vrem să vedem așa în post? Da, să le-am zis, dar cred că postez mâine dimineață ca să vedeți cu ce pregătesc, care dintre voi se poate opta cu ispita. Eu zic că merită să așteptăm până la Paște, să vedem bucuria mare a copiilor, deci treaba este multă, 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 multă. Casa Vieții, Ana Maria, o altă casă pe care o construiți, 8 copilași. Din păcate, o mamă greu încercată de soartă, care suferă de o boală cruntă, dar pe care sperăm că o va putea învinge, măcar cât de cât, pentru că știm că niciodată nu e definitiv, din păcate, atunci când vorbim despre astfel de suferințe. Cum ați aflat de ei și care-i povestea lor, mai pe larg așa de această dată? Ana Maria este una din multele noastre mame, acum sunt vreo 3.000 la număr în baza de date, cu familii, cu cel puțin 3 copii născuți sau nenăscuți. La ea erau vreo 8. Și cred că în atenția noastră se află de ani buni încoace. Știu doar că numai cu 5 ani Ana Maria s-a îmbolnăvit brusc și a trebuit să suporte o operație. Operația la o tumoră la plămâni. Operația s-a făcut cu maximă atenție și cu toată empatia colectivului medical în Iași aici și a plecat acasă sperând că va fi bine. Duce boala pe picioare, să spunem, în clipa de față, reclamă dureri uneori greu suportabile și nu duce boala singură, pentru că acasă, așa cum spuneam, așteaptă 8 copii, mărunței, are și 2 mai măricei, dar nu se cunoaște foarte mult faptul că avea 2 copii mai mari. O casă care se dărâmă pe ei, undeva în scânteia, prin spatele primăriei, și văzând durerea ei, văzând condițiile în care stau copiii și așa sărăcuții, lipsiți de orice speranță, orice lumină și tot timpul îngrijoați de boala mamei, am decis în urmă cu ceva timp să le facem căsuța pe care o merită, știi, copiii buni. Am început cu greu în perioada în care lucram și la lucrări de la clinica Veronica, la șantierul Veronicăi, la clinică. A trebuit câteva luni să suspendăm lucrările de la casa Ana Maria ca să putem să ducem într-un ritm mai intens șantierul de la clinica Veronica. Dacă tot am terminat în martie clinica Veronica, ce am să facem? Până ce vin sămăturile și aprobările de la instituții să ne pedisim, am alocat toate resursele necesare pentru a finaliza și casa Ana Maria. E o casă frumoasă, cu o suprafață de vreo 90 metri pătrați la sol, cu dormitor, cu un living mare, cu bucătărie, cu baie. Are și un etaj masardat ca pentru 8 copii și mamă, se încapă cu toți acolo cum trebuie într-o astfel de locuință, spuneam, baie,
O să facem și sobe. Casa ei este acum vedeta zonei. Zone, da, comunității. Toată lumea se va pe ce lucrare frumoasă, nu ne vine să credem că și fata asta care stătea în ce codii stătea va avea un loc atât de frumos. Vă admirăm, o invidiem în ghilimele, dar ne bucurăm tare, tare mult. Și acolo vezi și contem protestat și ei au bucuroși, ce lucrare frumoasă și chiar suntem fericiți să vedem că această femeie și-a rezolvat o problemă atât de gravă, o casă care stătea să se prăbușească pe ea. E un șantier greu, dar un proiect frumos, pentru că la fiecare zi de muncă, la fiecare drum până la Scânteia, cu muncitori, cu materiale de construcții, cu urgențe vis-a-vis de cei pe șantier acolo, te întâlnești cu acel zâmbet nevinovat al copilului, al lui Sebastian, cel micuț, care el s-a născut imediat după ce mama s-a îmbolnăvit și care se rog cu toții, nu doar să fie gata casa și să aibă fiecare locul lor, dar se rog ca Dumnezeu să-i dea și mame putere să biruiască boala și să aibă lângă ei în o astfel de locuință frumoasă, cochetă și plină de căldură, așa o vrem să fie. Ce vârste au cei mici? Păi cel mic Sebastian merge spre 6 ani și merge la cei mari, că băiatul are 20 de ani, mare o fată de 17 ani care stă tot cu mama acolo, deși, să spunem, are deja o mini-familia ei, să o numim, cu un copil în brațe, și apoi vin școlarii cu toții, unul după altul, până la cei 6 ani lui Sebastian. Vă întrebam pentru că am citit săptămâna aceasta o statistică destul de îngrijorătoare și de aceea am vrut să atingem acest subiect mai amplu al celor 8 copii ai Ane Maria, pentru că o statistică îngrijorătoare vine din Statele Unite ale Americii, acolo unde se pare că sunt de 2 ori mai multe pisici și câini decât copii sub 18 ani. După cum relevă datele furnizate de către firma de cercetare Ibis World, precum și datele US Census Bureau. E îngrijorător? Nu e îngrijorător? Pisici și câini au tot sub 18 ani, ca să știu. În general, cam dacă nu prea duc mai mult. Asta spune ceva, dragilor. Dar nu știu acum dacă e sub 18 ani pisicești sau dai noștri. Indiferent cum ar fi un lucru îngrijorător, pot să vă spun ceva. În familie cu mulți copii sunt și multe animale de curte. E foarte important acest aspect. Țin minte că eram la casă 4 frați. Aveam căței, pisici. Sigur, nu eram cei mai pricepuți, îngrijitori ai acestor animale de casă, de curte. Creșteau așa la umbra noastră și din mia lui Dumnezeu mai mult pe vremea respectivă. Era o secție naturală foarte serioasă. Dar eram preocupați de aceste animale, pe lângă animalele din gospodărie. Asta este altă discuție, dar așa am văzut. Unde sunt copii, sunt și animale. În cap, lângă acești copii, ca în parabola săracului Lazar și bogatul milostiv, acolo se adună și căței, și pisicile, mai vezi și câte o găinuță, ce mai scapă acolo din bucătărie, toate sunt pe casa omului. Un lucru este clar, în ultima perioadă, oamenii, astfel de cultură consumeristă, preferă să-și direcționeze energia lor într-un mod foarte egoist, așa fel încât să rămână lor tot ceea ce sau mai tot ceea ce acumulează. La trebuie vorbit de un cățel, o pisică, ai spus bine, an pisicier sau an cânești, nu trăiește foarte mult. Și dar investești în el câțiva ani după care te desparți. Bine, știu unii care au lăsat moșteniri pisicii sau bățelui. Da, probabil cei care aveau o vârstă mult mai mare decât ai nu pisicești, ai animal de companie. Dar, în general, când mă gândesc că un om preferă să... Și am avut de-a lungul timpului mai multe discuții cu bătrâni și chiar tineri căsătoriți, că au zis că preferă să aibă un animal decât un om. De ce? Pentru că animalul e închis ușa în nas și a plecat la plimbare. Animalul i-a trântit acolo o bucată de pâine, dacă vrei, sau eu știu, ceva cumpărat din hipermarket și cam atât. Nu ți asumi o responsabilitate, nu ți cere un spirit de sacrificiu. Ba, dimpotrivă, la animal te și simți bine, de că te scoate dimineața la plimbare în parc, adică
te ocupi de propriul tău organism, de mișcare, de, eu știu, respirație, aer curat. Spuneam, un animal, așa cum este el, nu-și cere să îți pierzi o noapte atunci când copilul tău are febră și cu atât mai mult nu trebuie să treci prin sala de naștere tu. Sau să-l duci la școală. Da, e un surogat ieftin. E un surogat ieftin. Este necesar, pentru că știm cât de bine face acest animal în dezvoltarea noastră a unei familii. Te ocupi de cățel, de pisică, de... Nu știu dacă mai prind pisicile astea șoareci, habar n-am dacă... Nu știu, dar sunt, de exemplu, inclusiv catalogate drept terapeutice animalele. Da, păi nu, eu spun, în special când ai un copil, copiii cu probleme sunt foarte, foarte bine venite. Doar că atenția omului, datorită egoismului, repet, a ajuns să fie deturnată de la ceea ce este esențial fericirii noastre, dezvoltării noastre, ca oameni, ca și ființe sociale, către niște animăluțe și care, da, consumă toată energia omului atât cât vrea el să ofere. Mă gândesc, apropo de vâsnici și animăluțe, ce-ar fi ca toți cei care își scot animăluțe în fața blocului și uită să strângă după ele acele lucruri care ne deranjează pe toți pe stradă, să șoferii se uite ca de mână cu lesa de la cățel sau brațe cu pisică, să mai găsea și cu copilul vecinul de la școală care se plânge la mine. Pisică, părinte, sunt o mamă singură, am doi copii, vreau să lucrez, dar n-ai ce să-mi ia copiii de la școală. Și în timpul ăla, când mama va ajunge acasă, copilul să stea cu acel, niciodată, nu se întâmplă. Sunt multe, multe de spus legate de această temă, dar e dureros, să vezi cum oamenii, într-adevăr, preferă din ce în ce mai mult să crească animale de companie decât să aibă grijă de un suflet sărman. Era un studiu ceva mai prăpăstios apropo de populație și de oameni tineri în Europa de vest. Doar un sfert din cuplurile tinere mai preferă să aibă copii. Din acest sfert, undeva 10% au doi copii și către trei copii, procentul scade undeva 1-2%. În felul acesta, nu știu dacă peste 60 de ani ai noștri, fiind tine, să spunem că nu am putea avea copii, 50 de ani, pisica pe care am crescut-o ne va putea ajuta într-un fel, sigur, nici la spital o să ne îngrijească, cât de mare o fi cățelul, va trebui să creștem tare mulți câini ca să avem și noi unul lângă noi să late când nu vă mai schide ochii, poate vreun vecin de va ne aude. Și asta ne dă de gândit. Sunt, repet, ferm pentru îngrijirea animalelor și tratarea lor într-un chip cât mai omenos și demn, dar nu trebuie să deturnăm sub nicio formă atenția la problema esențială, aceea de a avea grijă de copiii noștri, de a încuraja natalitatea la familiile tinere și nu numai, și în acest fel să facem ca această lume a lui Dumnezeu să fie o lume frumoasă, un paradis, pentru că Dumnezeu ne-a pus la început, dacă mă gândesc bine, într-un rai în care nu era nici ură, nu era nici luptă pentru supraviețuirea unei specii, ci era tot o armonie. Asta o poate să facă, dar încercând să ierarhizeze așa cum se cuvine prioritățile și cred că vorbim mai mult decât de priorități, de modul feresc de a ne manifesta. Dar vedeți că eu cred că ne-a dat și ceva, din păcate multora dintre noi, ne-a dat ceva ce n-ar fi trebuit să avem, respectiv liberul arbitru. Pentru că, iată, acest paradis se transformă, din păcate, din ce în ce mai mult, în ultima perioadă, într-o zonă a conflictelor armate, a unui război cibernetic, a unei crize din ce în ce mai mari, atât economice, cât și de alte genuri. Și atunci am întâlnit foarte mulți oameni care spun, parcă ne e și frică să mai aducem copii în această lume nebună și ce se va întâmpla cu ei până la urmă? E o întrebare interesantă sau o poziție oarecum interesantă dacă e să o analizăm într-un context mai larg. În primul rând, da, cum să aduce un copil pe lume dacă Putin va da bomba și cade exact pe maternitate? Murim și noi și n-am să mai chinuim un copil. Dar în realitate trebuie să știm foarte bine că astfel de probleme existențiale au fost dintotdeauna. Gândiți-vă, dragilor,
Eu am 50 de ani, în 75 era un război rece în care tot se știa că o să vină americane, că o să vină bomba atomică. Mă gândesc la părinții mei, să răspund în perioada foametei, bunicii mei au prins două războaie mondiale. Niciodată nu a fost un cadru de pace și armonie și de siguranță. Dar erau alte vremuri. Alte vremuri, dar oamenii aveau aceeași suflet, aveau aceeași, eu știu, mod de viață vis-a-vis de responsabilitățile comunitare, familiale. Da, dar nu aveau la aceeași deschidere către civilizație. Poate, nu aveau aceleași posibilități de a se informa. Poate vorbim de informație, dar exact. Informația, culmea, nu aduce mai multă stare, deci mai multă siguranță. Îți aduce mai multă teamă și aduce, eu știu, mai multă depresie, aduce... Când ar trebui să aducă progres. Mai multă rău, dar iar progresul doar pentru unii. Doar pentru unii progresul, mi se pare mie. Dar ca să spun că nu fac copii pentru că este să ai de război între Rusia și Ucraina, iar eu sunt născut la Tiraspol și dacă vine armata 14 și peste noapte îmi ia băiată la război, asta înseamnă că este un pic de nebunie. Nu, uitați-mă, poate așa, măcar o paranoia. Viața merge mai departe, indiferent câte războaie, câte cutremure, câte... Sau e o panică indusă de către unii care chiar asta vor să inducă. Asta este, într-adevăr, un lucru, deși ne ducem rapid la conspiraționiști, atenție. Război cibernetic. Da, război cibernetic, da. Eu sunt, mă rog, destul de preocupat de binele copiilor. Da, sunt 10.000 de copii și... Acum în pandemie, ce eforturi așa au făcut să ducem alimente, hăinuțe, papuci, atunci erau vreo 7.000 înainte, după pandemie au ieșit 9.000, iată că după război sau în timpul război au ajuns la 10.000. Dar sub nicio formă... Asta înseamnă că natalitatea crește. Nu, din păcate crește numărul copiilor săraci. Nu, natalitatea a scăzut foarte mult. Suntem acuși 2007, iată 2024, acuși ne apropiem de două decenii de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, cu toate avantajele, a făcut și un mare rău României, a furat la propriu populația de bază acestei țări și în fiecare, dacă mă uit în listele noastre, scade numărul copiilor beneficiari de vârstă mică, pentru că avem din ce în ce mai mică natalitate și asta este adevărata problemă, ca ne vom vedea noi peste, eu știu, cel mult 20 de ani, când acești copii ar trebui să lucreze în acest studio, să fie în spital la mine ca și cadre medicale sau să le mătruie strada. Nu să fie cine să... Dacă în clipa de față lumea se plânge că părinții acestor copii sunt plecați mai tot timpul peste hotare și oferă servicii lor în toate zonele economice țărilor din Europa, ei bine, peste 20 de ani, copiii care se nasc nu vor mai fi nici măcar 10% din servicii care le oferă părinților acum. Asta este catastrofa la care trebuie să ne așteptăm și poate cel mai mare război de care se temem, că vom muri în casă singurei, fără să aibă cine să ne dea un par cu apă. Zile trecute am avut chiar o întâlnire destul de tristă cu un domn în vârstă, i-a murit doamna, a venit la biserică la noi căutând o soție pentru o rugăciune în memoria soției și povestea cum i-a spus vecinului de la etajul 2, că în clipa în care va vedea că geamul nu îi se mai deschide dimineața, să spargă ușa, pentru că în casă va putea intra cine va veni după el în casa respectivă. Este trist să afli că în clipa de față încă sunt oameni care mor în casă singuri. Dacă zic că în următoarea perioadă, sau următorii 20 de ani, cel mult decât undeva 10-15 ani, va fi... o catastrofă umanitară în zona aceasta, pentru că nu are cine. Din acești copii care vedem aici în imaginea asta de la Crucea, jumate pleacă în afară. Doar că de la an la an avem din ce în ce mai puțin puișori și restul pleacă masiv în afară. Trebuie să vorbim puțin și despre o știre care a apărut conform biroului doctrinar al Vaticanului, care a publicat un document în ceea ce privește toată povestea asta care ia din ce în ce mai multă amploare a căsătoriilor între persoanele de același sex și de ce nu, eu aș extrapola puțin și aș vrea să atingem puțin și problema celor care își schimbă pur și simplu orientarea din femeie în bărbat și faptul că, iată, există state unde
părinții merg cu copiii, semnala o colegă de-a mea din redacție astăzi, că inclusiv în România știe cazuri în care părinții merg cu copiii la psiholog să determine dacă sunt fetițe sau băieței. Documentul a fost publicat zile trecute, ce drept, un document al Vaticanului, cred că foarte așteptat de creștinii conservatori din Occident. Din fericire, noi lucrurile stau un pic mai simplu în Biserica Ortodoxă. În ultimii au fost multe derapaje la nivel de comunități religioase occidentale, o mulțime de pastori și păstorițe din biserici anglicane, protestante, și-au declarat sprijinul asupra comunităților LGBTQ, și-au declarat sprijinul față de libertatea umană vis-a-vis de eutanasie, de avort și inclusiv asupra schimbării de gen. În mod logic și omenește, noi avem niște decizii date nu de azi de ieri, ci le-a dat Dumnezeu de mii de ani, sunt puse în biblioare acolo, care sunt accesibile oricărei persoane și acolo afli, cum de pe vizu de avort, vis-a-vis de avort. Să nu ucizi, e simplu, n-am spus-o eu, n-am spus-o biserică, am spus-o Dumnezeu, porunca așa, să nu ucizi. De ce copilul născut este om, o spune bună vestire, îngerul Gabriel, care se duce la Fecioara Maria și îi spune, iată, în pântece tău va fi un om de acum, din prima zi a zămesirii lui Iisus în pântece Fecioarei Maria. Vine Sfântul Ioan, mama Sfântului Ioan și se întâlnește cu Fecioara Maria, ăla avea 5 luni în pântece, Iisus avea câteva zile, se închină unul la altul. Deci e clar, ai ucis un copil nenăscut, se cheamă crimă, nu se cheamă avort sau chiretaș, crimă. Biserica n-a făcut decât să preia din Biblie această informație. Dar există și cazuri în care, Doamne ferește, acest avort poate salva o viață, adică viața mamei. Asta este acele cazuri extreme. Deci un caz excepțional. Exact. Este un caz excepțional. Și acolo nu putem vorbi de acceptarea avortului de dragul salvării altei vieți, ci vorbim, am spus, de un act asumat de mamă, pe care noi îl acceptăm ca și oameni, pentru că știm că de viața mamei mai depind alți copii, depind de plus că dacă moare mama, familie, nu mai poate fi născut copilul. Adică nimic. Și sunt situații în care, în schimb, mamele și-au dat viața pentru copii și nu sunt puține, chiar acum, în contemplație, unde mamele sărăcuțele cu cancere au dus până la capăt sau cât au de mult sarcină, dând viață copilului. Se cheamă sacrificiu, eroism sau sfințenie. Da? Deci asta ar fi tema avortului. Contribuit an bun ca să se elimine ambiguitățile care au apărut și pe aici pe acolo și s-a pronunțat și Vaticanul în privința aceasta, felicitări. Vis-a-vis de devere de sexualitate. Nu e nicio problemă. Scrie iarăși în Biblie, în porunca a 7, să nu fii desfrânat. Desfrânarea însemnând relația trupească între două persoane, bărbat sau femeie, femeie sau femeie, bărbat sau bărbat, așa și pentru că nu ai binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu în gădere la raiul a binecuvântat bărbatul cu femeia. N-a binecuvântat bărbat, femeie, femeie, om, animal și așa mai departe. Nu avem astfel noțiuni. Deci aiași biserica noastră a stipulat clar prin toate rânduiele și scripturice și sinodale de-a lungul timpului, cred că acestea sunt lucruri nefirești și trebuie astfel sancționate pentru că alterează demnitatea umană și după lumea la stârpirea speciei noastre, dacă ar fi lăsate să se dezvolte în acest fel. Da, cumva apropiat de lume a comunităților creștine apusene și pierderea unei tradiții și a unei bogății de patrimoniu spiritual uriașă, cum avem noi în Ortodoxia Orientală, a dus la aceste derapaje unde am văzut că au început să binecuvântăm și cuplurile homosexuali, am început să dăm voie să se adopte copiii de cărți, că și oameni doar nu sunt câmpiți, că sunt oameni, dar oameni care trăiesc într-o patimă și această patimă nu poate fi văzută ca fiind normală. E problema lor, dar nu, ea nu poate fi văzută ca fiind aflată sub mâna lui Dumnezeu până la urmă, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Vorbim de om aflat în păcat, că păcat este și cu vie bărbat, femeie și toate formele care sunt în afara firescului. Ei,
Bun, în afara firescului poate fi catalogată și o familie tradițională în care soțul își bate soția sau soția aruncă cu tigări în soț de cum intră pe ușa casei? Bineînțeles, pentru că tot acolo spune, nu, Hristos, să vă iubiți unul pe altul așa cum eu vă iubesc pe voi. Dacă noi dăm în cap unul altul, bineînțeles că suntem departe de ceea ce înseamnă pentru normalitate. Pentru că un copil într-o familie de genul acesta poate crește cu niște traume extraordinare de mari. La Sfânta Cornilie spunem foarte clar că bărbatul trebuie să-și iubească femeia sa așa cum Hristos iubește biserica. Cum iubește biserica? Cum iubește Hristos pe noi? Viața pe cruce, adică trebuie să dai viața pentru soția ta, nu să îi iei viața cu tigaia, cu ciocanul, cu bărița, cum a mai fost de-a lungul timpului situație. Și dar repet, sunt așa cum violență și mai mare, apropo de această violență, se află și în aceste așumite cupluri homosexuale, unde crime se țin lanț. Dacă ne uităm și citim puțin presa și căutăm încredere, să vedem că instabilitatea unor relații este foarte mare, pentru că gelozia și păcatul generează mult mai multă răutate decât ar genera într-o relație normală, firească, așa cum avem noi dată de Dumnezeu. Nu mai zicem de, eu știu, bolile și predispunerea la ce este nefiresc. Ajungem și la tema aceasta a schimbării de sex. Discutam cu câțiva ani în urmă cu o mare personalitate a medicinii românești, domnul profesor Vasile Strălăstoaie, cel care a fost președinte la Colegiul Medicii România timp de 10 ani, a fost rectorul Universității de Medicină din Farmaciei din Iași, de asemenea că două legislaturi, și președinte al Colegiului Medicilor din Iași vreo 20 de ani, și vorbeam ce se întâmplă deci în această situație în care oamenii născuți bărbat sunt femei sau femei. Și părinte, este o situație de ordin să o numim genetic. Întâlnit în medie 1 la 10.000. Deci rețim acest unde, într-adevăr, un accident genetic în cadrul eu știu, procesul de fertilizare, să numim acolo, apare acest accident și atunci se întâmplă să iasă o persoană care, deși altă ca o tată, iasă ca o femeie. Dar ele sunt cazuri așa foarte rare, calculați câte, iar ca să ajungem de la 1 la 10.000, la ce îmi spunea o prietenă de-a mea din New York, că în școlile lor există un club al copiilor, în școlii de stat din New York, unde 20% din copii au fost îngrajați și au aderat la un astfel de grup, înseamnă că e o mare problemă cu educația noastră. Repet aceste cifre spuse de o personalitate a medicinii românești, din fericire și eșene, și care spunea foarte clar, culmea, că era și medic de laboratoriu, pentru că a făcut toată rețeaua patologică, vedeți cum stăm cu a transforma o excepție într-o regulă, este o mare problemă. Eu cred că acești părinți ar trebui un pic să-și evalueze ei modul de raportare la educația pe care o primește copilul, pentru că, într-adevăr, influențele pe care le primim de la adulții din jurul nostru, muzica pe care o ascultăm, și mă refer la muzică. Bullying-ul poate fi poate, și el... Poate și bullying-ul, dar, repet, sau nu, accentez, atenție, bullying-ul în care nu se intervine. Păi da. Că am constatat, am un caz acum de la o doamnă din Germania, un copil foarte inteligent, cu 5 limbi cunoscute, student la medicină și la conservator, și care s-a declarat homosexual, pentru că fii mai plinuț, mama foarte ocupată cu munca, tatăl german venit la ortodoxie, copilul a fost luat în brațe de un tip atât de tolerant față de colegii care făceau glume pe seama lui și l-au transformat într-un băiețel homosexual de toată frumusețea. Ei, aici vedem, bullying-ul te duce, dar în primul nici... scade stima de sine stima, și stima e normal sine, atunci să vrei și să... Și sunt acești prădători sexuali, că despre asta vorbim, prădători sexuali care efectiv gravitează în jurul copiilor noștri, dar noi părinții ne lăsăm copiii pe mâna unei școli total nepregătite și neadaptate pentru astfel de provocări. Și atunci culegem, din păcate, aceste roade foarte amare în care s-au distrus vieți, în care avem destine strivite și, dacă mă gândesc la o din colegii fiicei mele de liceu, care a aderat, ca urmare a problemelor de familie, la o astfel de comunitate, a abandonat facultatea,
a plecat undeva în Ardeal, unde s-a împrietenit cu nu știu ce indivizi și care nu are nici un prieten adevărat, dacă ar fi să aibă o coronă, dimpotrivă, nu mai aventuri, le-aș numi de monge, dar să spunem, relații întâmplătoare, o viață de, nu de câine, câinii sunt animale serioase. Și cel mai bun prieten. Își respectă stăpânii și prieteni, nu. O viață de... Chinuită, să-i spunem. O viață de chin. Bun, eu să știți că duc discuția și mai departe, încă 2 minute și după aia trecem la următorul subiect, pentru că mi-am amintit că îmi povestea un vecin de-al meu despre un caz din America, tot din America, pentru că de acolo cred că pornește valul cumva. Și aurul și valul. În cazul căruia... A existat o discuție între vecini. Unul dintre vecini l-a auzit pe celălalt făcând ca un lup. O dată, de 2 ori, de 3 ori și la un moment dat a început să-l întrebe, dom'le, ce se întâmplă, că până la urmă, de ce faci asta? Pentru că eu consider că sunt lup. Prima oară, vecinul a zis că e o glumă, că na, firește, oricare dintre noi am fi puși față în față cu asemenea situație, am zice, ok, 1 aprilie cumva perit foarte vechi, că nu știu când se desfășura discuția, lăsăm așa, poate că a băut ceva, poate că nu i-a prins ceva, poate că are pur și simplu chef să glumească. Povestea s-a repetat de vreo câteva ori, iar în momentul în care vecinul, cel care nu se credea lup, i-a spus, domnule, nu se poate așa ceva, adică n-ai cum să fii lup, cel care se credea lup i-a spus, bine, ok, eu te dau în judecată pentru că până la urmă e decizia mea ce sunt și cum sunt. Și dacă tu îndrăznești să spui că eu sunt altfel decât ceea ce eu cred că sunt, înseamnă că eu te voi da în judecată. Adică până aici se ajunge. Da, pentru astfel de situație avem spitale de psihiatrie și culmea, ele sunt total ignorate atunci când vorbim de ce se crede omul. Dacă, să spunem, credința noastră în istorie are niște argumente, are o tradiție, tradiție care înseamnă studii, în ghilimele, pentru generații întregi înaintea noastră. Scurios și eu dacă omul care se crede lup, care se crede în loc de bărbat femeie, în loc de femeie se crede cățel, sau pe cam cu tot felul de altfel de manifestări. Acest om are vreo bază în ceea ce afirmă el. Că sunt anumiți indivizi și care profită din plin de naivitatea sau problemele, tocmai, de fapt. De asemenea, și acum ții minte când în perioada referendumului vorbeam cu o doamnă psiholog foarte bună, profesionistă în meseria ei și spunea că, părinte, sunt printre puținii terapeuți care vin la o astfel de emisiune pentru că marea parte din cogimezi se bucură că dacă va trece sau nu va trece referendumul ăsta și noi vom putea să legalizăm căsătoria între persoane de aceeași sex, o să avem o mulțime de clienți la cabine de terapie. Pare ciudat lucrul la mult aproape 3 ani de go, o să nu mai târziu când am văzut cu un avocat. Noi să avem mulțime de divorțuri de pe tema aceasta. Ei, nu divorțează suficient din căsătoria tradițională? Nu, că da, acolo o familie durează cel mult 2 ani. Adică e o incență mult mai serioasă vis-a-vis de treaba aceasta. Ei, așa este. Dacă noi ne bucurăm de pe urma suferinței și a nebunii unui om, înseamnă că avem noi deja probleme mari vis-a-vis de normalitate. Dar... chiar apropo aici mă duc într-o altă zonă discuției, unul din argumentele care efectiv tărâmă orice argument al teoriei de gen este că dacă sunt persoane care s-au declarat la început de o altă orientare sexuală decât cea firească, de-a lungul, pentru că așa ne-am născut, așa suntem, în următorii ani, aceeași persoană își declară și schimbă orientarea ori cum bate vântul, dacă e cu putință. Fiind uitând la prea multe filme și influența de la Hollywood este una foarte puternică. Asta ține și la atentate, adică se poate extrapola la absolut orice. Dar aici când stai... Dă idei Hollywoodul când stai în producția ta acasă, bate tot timpul și nu ai treabă, n-ai nimic, o pisică sau un lup care să hrănești, numai că te crezi tu că ești... Măcar un porumbel ceva în fața acasă. Da? Bineînțeles că atunci îți permiți să... o faci să te transformi tu în propria victimă și e dureros, e trist că ajungi la astfel de situații, dar ține, cum am spus și de o abordare realistă, categorică,
a unei medicini mentale care trebuie să pună punctul pe ei, nu trebuie să lăsăm să scape astfel lucruri, pentru că, ca ai spus tu, așa apar și teroriștii care vor ca toți dușmanii, toți ungui, toți islamiștii, toți să moară. Așa apar și acei indivizi care preferă să-și bată nevastă și copiii, că așa se ține familia cu parul. Ele să sunt repede zona Spital 7 sau Socola. Adică până la urmă, până și copiii cei care ajung să fie adoptați. Foarte rar se întâmplă, Doamne ferește, să moară ambii părinți și atunci ei să fie nevoiți să fie adoptați pentru că nu mai au alte rude. Majoritatea ajung în casele de copii din cauza unor familii destrămate, familii tradiționale, că altfel nu se poate din ce știu eu. Acum aici am și propriul meu studiu vis-a-vis de aceste cazuri. Am constatat, având zilnic la ușa bisericii zeci, chiar sute de mame, că atunci când avem o familie în sens autentic, tradițional, o familie care este binecuvântată prin taina cununiei, o familie unde se merge la biserică și soții apelează așadar la consilierea duhovnicească, se spovedesc, se roagă, rata divorțului este undeva neghijabilă. Bine, clar, da. Nu vorbim sub 5%. De da. Când vorbim de cupluri formate din persoane fără educație, din persoane care consumă alcool, din persoane crescute în mediu violent sau, apropo de case de copii, crescute în astfel de loc unde nu au primit educație elementară pentru familie. Bineînțeles că instabilitatea, violența, abuzurile sunt foarte, foarte mari și aici s-a nevoie de fapt abordare o leacă mai serioasă din partea statului, astfel încât orice sezai să fie tratată cu maximă responsabilitate, nu să fie tolerată. Sunt o mulțime de cazuri în care noi, personal, ca și entitate, trebuie să ne batem și cu telefonul, și cu autoritățile, ca să se iau o măsură de protecție, iar... Vedeți, părinte, că se întâmplă. La Botoșani, de exemplu, acum vreo 3 săptămâni, o femeie a fost ucisă în scara blocului, deși avea ordin de restricție față de fostul soț cu care era în divorț. A intrat... A băgat cuțitul, a ieșit. Da, a vrut și el să se sinucidă, nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit, da. Era bine să fie sinucis alții înainte, Doamne iartă-mă, să nu fi ajuns aici, dar asta arată încadrarea legală, defectuoasă a unei fapte, pentru că vă dați seama că să bagi cuțitul într-o femeie, cu ordin de restricție. Ăla a bătut-o pe saca femeie de a năucit-o de-a lungul timpului. Păi atunci, nu cred că vroia să divorțeze de bine. Ce căutai de la pe stradă? Liber, fără brățară, fără... Ăla trebuia din sală pus băgate vreo 5 ani să se mai calmeze puțin, să se mai tempereze vis-a-vis de... Modul de acționa, de mușchi, de testosteron și bărbăția lui. Și atunci când ieșea de acolo, să-i faci visă săptămânal la șeful de post, să întrebi de sănătate puțin, ca să știe... Cine este de fapt? Lăsat doar cu un ordin de restricție și lasă că... Și așa, încă România este o performanță. Numai eu știu cât m-am bătut, cât telefon am dat pe la toate biletele parlamentare cu să se lungească de la o lună de zile la 6, la 9 un ordin de restricție, pentru că sace femei veneau, luau bătaie acasă de la tot felul de indivizi fără scrupule și erau date ele afară din casă. Au avut mame care luau bătaie în fața poliției și a asistenților sociali de la primărie cu un ordin de 30 zile. La pentru ce? Să plec din casă. Să plece el, că-i casa mamei. Nu mă interesează. Dacă eu merg în vamă și am pus în loc de o sticlă de rachiu, am pus două sticle de rachiu de la moldoveni și sunt prins că am făcut contrabandă, mi se ia mașina. Da. Chiar cât de când tu, om violent, rămâi în casă și trebuie să agresor a unui copil, că ea e casa frumos și suspendă dreptul de proprietate un an de zile așa de dragul. Adică legea România pune mai mare preț pe o acciză a unei sticle de whisky sau de vodka, care poate să fie de câțiva lei acolo, decât pe viața unei mame, viața unor copii, care sunt, la urmă, baza și esența lumii în care trăim. Adică sunt soluții și care îl băga în speriet acești supermeni din luați, am zis, după modelele din filmul cu Western, dar trebuie și o voință mai serioasă. Se pare însă că atunci tot suntem într-un electoral foarte sensibil când vrei să aplici o astfel de lege, nu este știți, adică sunt cam mulți ultrași, apropo de ce faci tu, sunt cam mulți bărbați care ies la vot cu
seriozitate, cu punctualitate și mai vedem dacă... Nu vedeți că nici împotriva extremiștilor nu poți să faci nimic în anul ăsta, că... Na, da, trebuie. Băi, contează, e cum o altă să nu? Discuție cu totul. Aș vrea, pentru că mai avem doar 5 minuțele, să vorbim puțin și despre Duminica a patra Apostolului. Duminica a treia a trecut, a fost Duminica a Sfintei Cruci. Urmează o duminică în care se spune veselește-te. Duminica aceasta a patra Apostolului Mare este duminică care ne aduce în atenție două motive de bucurie. Fapt, fiecare duminică din postul mare, atenție, este motiv de bucurie. Postul cel mare este împărțit în cele 7 săptămâni, avem 6 săptămâni până la florii, ultima este o săptămână a penitenței totale lângă crucea lui Iisus. A doliului, practic. Ne concentrăm toată energia noastră către crucea lui Iisus și către învierea lui, iar cele 6 perioade de post și de meditație asupra vieții noastre care trebuie să renască cu ocazia acestui post. Doar că duminica este ziua învierii în care noi mai respirăm puțin, ne bucurăm văzând icoana învierii și mai prindem încă o săptămână de luptă cu slăbiciunile noastre. În acest duminică ne vom întâlni în biserică la liturghie și cu acel tată care se răcuță, avea copilașul bolnăvior, demonizat, lunatic, pe care Iisus îl vindecă și ne dă o pildă superbă de mâinimia lui Dumnezeu și care vindecă copilașul, deci tatăl își mărturisește, atenție, necredința, cred, Doamne, am știut necredinței mele, și Iisus Hristos subliniază foarte important în această duminică rolul fundamental al postului. Atunci când apostolii l-au întrebat pe Iisus, Doamne, noi de ce nu am putut să scoatem de acel copil rău? Spune, dragilor, acest soi de diavol, de fapt, diavolul este un om cu post și cu rugăciune. Cu post și cu rugăciune. Tot în lucrul acesta vorbim și de un mare sfânt al bisericii, Sfânt Ioan Scăraru, care ne aduce aminte că urcușul nostru spre înviere, pe aceste trepte în care înaintăm cu multă jertfă, cu multă osteneală, nu este un urcuș triumfalist. Și dacă am ajuns pe o treaptă mai înaltă, suntem deja cu piciorul în rai, voi sunteți pierduți, ci trebuie să fim atenți, pentru că lupta noastră este pe întreaga durata întregii vieți, iar biruința supremă de Hristos, cel din morți înviat, biruința care înseamnă să căpătăm adevărata pace, adevărata bine, adevărata bunătate, care se câștigă inclusiv prin faptele bune, inclusiv prin armonia și... Eu știu, respectul față de cei cu care trăiești în casa ta, inclusiv prin, eu știu, îngrijirea corăzătoare a animalelor, dar numai pentru de copiii tăi și pentru tot ceea ce suntem noi ca și creștini, ca și oameni în această lume a lui Dumnezeu. Știți că se spune o vorbă din popor care spune că atunci când urci pe treptele ierarhice, să nu uiți că cineva ține scara. Cam asta, așa, asta e și... așa este, dar nimic nu se poate fărăștea lui Dumnezeu. Exact. Și aici ne ducem cu gândul la Mănăstirea Sucevița, dacă nu mă înșel, acum unde se vede această scară raiului pictată în mod genial pe exterior al mănăstirii și unde vedem că nu cu cât înaintăm, cu cât înaintăm doar Dumnezeu spre care privim și cu care ne hrănim, cu al cărui har ne hrănim, este cel care ne ține în rest, în jurul nostru este... foarte, foarte mult întâneric, sunt foarte mulți dușmani ai noștri, vorbim de lupta cu dușmanul nevăzut, dar cu Dumnezeu de mânuță, știți că suntem chiar niște biitori prin defiție. În schimb, să nu uităm, să-i ținem strâns de Dumnezeu, cel care ne dă tot ceea ce avem și care ne să facem tot ceea ce e bun în jurul nostru. Și aș vrea în încheiere să vorbim puțin un minuțel și despre faptul că n-ar trebui să uităm taina spovedaniei și taina împărtășaniei, mai ales în această perioadă de post. Suntem în postul cel mare, dragilor. Postul cel mare nu înseamnă doar lupta cu oala de fasole. Și cu multă pâine, că totul se unge, tot ce e de post. Tot se unge, da. Atât se poate de unge. Ai spus o chestie foarte de... Ungerea înseamnă de la unsură, înseamnă că ai ceva acolo mai grăsos, ceva mai bun, dacă mă gândesc bine, că e unde, mă uit la copiii mei de la școală, tot vin cu tot felul de borcane, unde cacao, unde... Dar sunt de post. De post. Sunt vegetale, ce este altceva. Dar tu pui ce le sunt. Dacă tare mi-aș mai băga, dar eu cu diabetul cum n-am voie să bag foarte multe mie de unsură de aia. Dar, da, în post, nu ne rezumăm doar acest post alimentar. Am vorbit în tot timpul acesta de faptele bune, am vorbit de empatia față de cei mai slabi sau neputincioși.
dar dacă tot urcăm pe această scară a Raiului, urcăm și către Hristos, iar urcușul se face întărit sau hrănit în mod esențial și esențial cu Harul lui Dumnezeu, care se coboară în noi prin ce? Prin Sfintele Taine. Dacă am primit, să spunem, baza, fundamentul prin taina Sfântului Botez, iată că în această perioadă de post avem șansa și bisericii sunt larg deschise să ne spovedim, adică să ne împrospătăm sufletul cu Harul spovedanii, alungând rău din viața, se eliberând, fugind de tot ceea ce este rău și păcătos și, desigur, primind această energie pură în Sfânta Părtășane din Sfântul Potir. Energizantul cel mai de folos și mai revigurant, dacă vezi dumneavoastră, cu care ne adăpăm sufletul nostru din Sfântul Potir înaintea Sfântului Altar. Ce poate fi mai frumos? Să fii un creștin, iată, corect în societate, să dai dovadă de toleranță și de respect asupra celor din jurul tău, iar mai mult să știi că tot ceea ce ești tu vine de acolo, de la Hristos, care, așa cum spuneam mai devreme, își deschide brațe larg pe cruce pentru a ne îmbățișa și a ne face să nu fim doar trecători prin mulțimea de necazuri, ci să fim nemuitori, așa, un fel de fes frumos, un fel de supereroi, doar că acest mod de a privi viața noastră este unul cu adevărat dumnezeiesc. Și după ce ne spovedim și după ce luăm Sfânta Împărtășanie, să mergem, să continuăm, să facem fapte bune. Da, e clar că dacă trece Paștele, trec florile și noi ne-am întors la păcatele noastre, atunci n-am crescut cu nimic. A fost o întâlnire accidentală sau, spuneți-o dumneavoastră, punctuală, dar scopul nostru este de acela de a ne uni cu Hristos și a rămâne sfinți. Până la urmă, asta să fie un creștin, un sfânt, un om mai Dumnezeu și care ne unge la inimă așa cum ne ung toți prietenii noștri, toți cunoscuții noștri, atunci când avem nevoie mai mare de ajutor și sunt în jurul nostru, oameni al lui Dumnezeu. Așa încheiem, Părinte, cu acest gând ediția de astăzi. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost și astăzi alături de noi și ne-ați oferit cuvinte frumoase și faceți fapte bune în fiecare zi a anului, nu doar acum în postul Paștelui. Mulțumesc mult de oportunitate, mulțumim echipei TV Live care este alături de noi și rugăm pe Dumnezeu să vă dea bucurie, sănătate, spor și ajutor în toate faptele cele bune. Doamne ajută, ne despărțim aici, dar faptele bune revin. Nu doar marțea viitoare, ci în fiecare zi, așa cum spuneam, ar trebui să le facem. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Iași TV Live. Pe curând!